Bun găsit, prieteni! În acest videoclip vă propunem un traseu turistic pe ruta Botoșani-Suceava, unde vom descoperi împreună 25 de obiective turistice de neratat. Botoșani este un oraș situat în partea de nord-est a României. Orașul are o populație de aproximativ 115.000 de locuitori în anul 2023. Noi am vizitat orașul toamna și putem spune că am avut parte de un tablou mirific pe străzile orașului. Iată ce am descoperit. Un indicator turistic ne indică faptul că acesta este locul nașterii poetului Mihai Eminescu. Poetul s-a născut la 15 ianuarie 1850, fiind al 7-lea din cei 11 copii ai lui Gheorghe Eminovici. Pe locul acestei clădiri, Mihai Eminescu a copilărit până la vârsta de 4 ani. Biserica Opsenia a fost construită de către Elena Rareș, soția lui Petru Rareș, în anul 1552 și restaurată ulterior în prima jumătate a secolului XVIII de Mihai Racoviță, voievod. În această biserică a fost botezat poetul Mihai Eminescu, iar în curtea bisericii se află și o statuie a acestuia. Centrul vechi a fost construit la finalul secolului XVIII pe o structură de beciuri boltite, dispusă pe două nivele și realizate din piatră. Are o colecție unică de clădiri declarate monumente istorice. Trebuie numai decât să faceți o plimbare aici când ajungeți în Botoșani. Mănăstirea Popăuți a fost construită în stil moldovenesc de către marele voievod Ștefan cel Mare în anul 1496. Aceasta seamănă foarte bine cu alte biserici zidite tot de voievod, precum Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, Biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi și cu Biserica Sfântul Gheorghe din Hârlău. Acesta a fost înființat la sfârșitul anului 1977 în fostul palat al prefecturii construit după planurile arhitectului Petre Antonescu. Astăzi, clădirea în care își are sediul Muzeul Județean este monument istoric. Gara Botoșani a fost inaugurată în anul 1872, odată cu tronsonul de cale ferată Botoșani-Verești. Arhitectura a fost gândită și realizată de către concernul austriac Victor von Offenheim. În anul 2004, gara a fost închisă pentru lucrări de modernizare, urmând să fie deschisă 10 ani mai târziu. Gara seamănă izbitor cu cea din Verești, din Roman și cea din Suceava, Ițcani. Probabil au fost realizate după același proiect. Casa Alexandru Văsescu poate este una dintre cele mai notabile case boierești din oraș și a fost construită în stil eclectic undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea. În trecut, casa a fost sediul Liceului de Fete Carmen Silva. Astăzi găzduiește Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național. O altă casă elegantă a orașului este cea de pe Bulevardul Mihai Eminescu. Casa Nicolae Pisoschi a fost construită în prima jumătate a secolului 20. Interesant este faptul că acest imobil a aparținut lui Vasile Isăcescu, o altă personalitate marcantă a orașului. Botoșenii o mai știu și după denumirea de Casa Pisoschi Isăcescu. Casa Moscovici a fost construită la finalul secolului al XIX-lea. Tot atunci a fost refăcută de către bancherul evreu Boris Moscovici, de unde și rezultă arhitectura actuală. De-a lungul timpului, clădirea a îndeplinit mai multe funcții. Între cele două războaie mondiale a fost sediul Gărzii de Fier, iar în iarna anului 1941, la parterul clădirii a funcționat sediul ajutorului legionar. Clădirea primăriei a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea în stil eclectic, de influență germană. Mihai Eminescu a lucrat aici în calitate de copist în perioada 1864-1865. Clădirea a fost restaurată în prima jumătate a secolului 20. Astăzi putem zice că este printre cele mai frumoase clădiri din oraș. Biserica Sfântului Ilie se află pe locul unei biserici mai vechi din lemn, construită undeva la finalul secolului XVIII. Biserica actuală a fost construită în anul 1838, iar în octombrie 1843 a fost sfințită. În perioada 1992-1997 se construiesc mai multe anexe, printre care amintim o bibliotecă, o arhivă, un birou parohial, o cantină de ajutor social și o casă parohială.
Parcul Mihai Eminescu a fost deschis în anul 1869 sub numele de grădina publică Vârnav, fiind pe proprietatea boierului Nicolae Vârnav. Autoritățile locale au cumpărat în toamna lui 1873 proprietatea boierului, iar ulterior primăria orașului a dat ordin pentru modernizarea parcului. Biblioteca județeană Mihai Eminescu a fost inaugurată în noiembrie 1882 în sediul școlii numărul 1 de băieți Marchian. 3 ani mai târziu, această bibliotecă fuzionează cu cea a liceului Laurian. Din nefericire, în anul 1917, cele două biblioteci sunt cuprinse de flăcări. Cu toate acestea, în 1920, se reface fondul de carte, iar biblioteca va număra 970 de volume consultate. În prezent, este una dintre clădirile care merită atenția dumneavoastră atunci când veniți în Botoșani. Monumentul eroilor căzuți în al doilea război mondial sigur îl veți remarca înălțându-se falnic într-un parculeț. Deși este caracterizat de simplitate, contează totuși importanța care rezultă din construirea acestuia. Această clădire monument istoric a fost ridicată la începutul secolului 20 și reparată și modernizată începând cu anul 2003. Suceava este un oraș situat în partea de nord-est a României. Este unul dintre cele mai vechi și mai importante așezări ale României. Orașul este atestat documentar pentru prima oară în 1388, în vremea lui Petru al II-lea Mușat, cel care a mutat capitana de la Siretă la Suceava. Are o populație de aproximativ 121.000 de locuitori în 2023. Cetatea de Scaun a Sucevei a fost menționată pentru prima dată într-un document din anul 1388 al voievodului Petru I. Cetatea a fost fortificată de către Ștefan cel Mare în secolul 15 și distrusă în secolul 17 de Dumitrașul Cantacuzino, astăzi fiind în ruine. De la cetate se poate vedea întreaga vale a Sucevei. Gara Burdujeni a fost finalizată în anul 1902 în cartierul Burdujeni, care pe atunci era o localitate de frontieră și făcea parte din județul Botoșani. A fost construită din cărămidă roșie lustruită, care domină fațadele clădirii. Aceasta are o sală în stil baroc, cu detalii arhitecturale elegante. Biserica Sfântul Dumitru a fost zidită în anul 1534 și se află în apropiere de curtea domnească. La 30 de metri de biserică, Alexandru Lăpușdeanu a construit în anul 1560 un turn clopotniță, care astăzi îi poartă numele. Muzeul satului Bucovinean este un muzeu în aer liber înființat în anii 70, care valorizează patrimoniul cultural tradițional din Bucovina. Astăzi deține peste 30 obiective, dintre care amintim case tradiționale din lemn, ateliere și anexe meșteșugărești, este inclus pe lista monumentelor istorice. Palatul administrativ a fost construit în perioada 1903-1904 în stil baroc pentru a fi drept sediu autorităților administrative ale orașului. În prezent, aici funcționează instituția prefectului și Consiliul Județean Suceava. Hanul domnesc reprezintă un han medieval din secolul XVII-lea, care ar fi cea mai veche clădire din oraș. Atenție! Care nu este obiectiv religios. Clădirea a aparținut lui Miron Barnovski, domnitorul Moldovei. Din 1968, aici funcționează Muzeul Etnografic Hanul Domnesc. Statuia ecvestră lui Ștefan cel Mare este un monument istoric sculptat în bronz de către Iftimie Bârleanu și dezvelit în anul 1977. Statuia este vizibilă din orice colț al orașului, având o înălțime de 23 de metri. Biserica romano-catolică Sfântul Ioan Nepomuc a fost ridicată în prima jumătate a secolului XIX și se află vis-a-vis de Palatul Administrativ. Este unul dintre monumentele reprezentative ale orașului. Muzeul de Științele Naturii a fost înființat în 1977 într-o clădire construită în perioada 1811-1814, având inițial rolul de sediu al școlii populare din oraș. Casa de Cultură a Sindicatelor a fost construită între anii 1965-1969 de către arhitectul Nicolae Porumbescu. Clădirea conține o sală de spectacole cu capacitate de aproximativ 730 de locuri, o sală de conferințe cu 180 de locuri și o sală studio cu 260 de locuri.
Așa cum v-am obișnuit, alte obiective turistice le veți găsi în secțiunea de descriere. Noi v-am prezentat doar ceea ce am reușit să vizităm, dar sunt alte numeroase obiective turistice, unele chiar mai importante, unde noi nu am reușit să ajungem, dar care așteaptă să fie descoperite sau redescoperite. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe, iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, apăsați următoarele videoclipuri. Pe curând!